Iată o întrebare pentru voi. Cine deține ploaia? Probabil credeți că răspunsul este nimeni, dar vă înșelați. Ploaia pare a fi unul dintre lucrurile care nu poate fi posesia cuiva, așa cum sunt norii, curcubeele sau tigrii. Dar se pare că totuși cineva deține ploaia. Sau, ca să fim mai exacti, mai mulți oameni, companii sau chiar guverne dețin ploaia. Hai să ne uităm la diferite țări ale lumii. Se pare că cine deține ploaia depinde foarte mult de locul în care te afli. În majoritatea țărilor, apa de ploaie este deținută de cel pe a cărui proprietate cade, și multe țări, ca Marea Britanie, Franța și Australia, oferă anumite scutiri de taxe proprietarilor care colectează apa de ploaie și o folosesc în scopuri utile. Acest lucru chiar are logică deoarece ajută mediul și conform oamenilor de știință ne-am putea confrunta în curând cu un deficit de apă. Dar nu peste tot în lume lucrurile se fac urmând o logică. Pentru unii, prioritatea este să câștige bani, iar asta este valabil și pentru Statele Unite. În America nu există doar o lege despre cine deține ploaia, ci chiar mai multe. Asta pentru că America este formată din state care, chiar dacă sunt unite din anumite puncte de vedere, au și multe idei diferite despre lucruri ca posesia apei de ploaie. Deci, cine deține ploaia depinde foarte mult de statul american în care te afli, iar pe măsură ce mergi către vestul țării, lucrurile devin din ce în ce mai interesante. Asta pentru că ajungi în state formate în mare parte din deșert și unde deficitul de apă este mai mare. Statul Colorado are o istorie bogată în această chestiune. Până în 2007 era complet ilegal să colectezi apa de ploaie, chiar și dacă acea apă cădea pe proprietatea ta. Motivul este faptul că statul are niște legi foarte complexe legate de drepturile la apă, care se referă în principal la apa din râuri și izvoare, dar care au sfârșit prin a avea efecte majore și asupra apei de ploaie. Este destul de complicat. În principiu, oamenii au dreptul la anumite cantități de apă din diverse râuri sau izvoare, în funcție de vechime. Ca să vă faceți o idee mai bună, iată un exemplu. Să zicem că avem 3 persoane care au dreptul la apă din acest râu. Să zicem că prima persoană a cerut acum 20 de ani dreptul la 200 de litri de apă, a doua persoană a cerut acum 10 ani dreptul la 100 de litri, iar a treia persoană a cerut și ea acum 5 ani dreptul la 100 de litri de apă dar să zicem că acest râu este foarte mic și anul acesta va curge o cantitate de apă de doar 350 de litri pentru că prima persoană a cerut apă cel mai devreme are dreptul de vechime asupra celorlalți prin urmare îi se va permite să își ia cei 200 de litri înainte ca oricine altcineva să primească apă după asta, persoana a doua va primi cei 100 de litri de apă pentru care a cerut drepturi și în cele din urmă, persoana a treia va cere cei 100 de litri la care are dreptul, dar se pare că va primi doar 50 de litri. Practic, în Colorado, fiecare râu are o mulțime de oameni care au dreptul la o parte din apa lui și care ar putea să nu își primească acest drept dacă nu există destulă apă. De aceea, să colectezi apa de ploaie este ilegal în Colorado. Pentru că acea apă ar trebui să ajungă în râuri, iar dacă nu ajunge, unii oameni nu își vor primi drepturile. Cu alte cuvinte, oamenii care colectează apa o fură de la cei care au dreptul să o primească din râuri. Problema este că nu așa funcționează ploaia. Un studiu făcut în 2007 arată că 97% din apa de ploaie se evaporă sau ajunge la plante, nu în râuri. Deci, într-unul din rarele momente în care politicienii au ascultat oamenii de știință, acest studiu a dus la modificarea legilor din Colorado. Prin urmare, oamenilor li s-a dat dreptul să colecteze câte două butoaie de apă de ploaie. Dar și alte state în afară de Colorado au legi legate de apa de ploaie. Principala diferență este între apa potabilă și cea nepotabilă. Multe state, cum ar fi Arkansas, le permite oamenilor să colecteze apă nepotabilă, iar altele, ca Ohio și Texas, permit colectarea ambelor tipuri de apă. În unele state, ca Texas, Virginia și Rhode Island, oamenilor li se oferă anumite scutiri de la plata impozitelor dacă au echipamente pentru colectarea apei de ploaie. Lista de astfel legi ciudate care încearcă să stabilească cine deține ploaia poate continua, dar cred că toată lumea a înțeles ideea. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!